explodat în timp ce geniștii încercau să o dezamorseze. Toți scafandrii erau în afara zonei de pericol, iar populația fusese evacuată, așa că nimeni nu a fost rănit. Nu au fost semnalate nici pagube. Cu o greutate de 5,4 tone, din care aproape 2,4 tone de explozibil, bomba a fost lansată dintr-un bombardier britanic fără să-și atingă ținta, un crucișător german. Poreclită Tolboi a fost descoperită anul trecut într-un canal navigabil de pe coasta Mării Baltice.